Atâta vreau să vă mai întreb. Ce a fost cu sprintul ăla de 45 de metri, domnul Bergodi? Da, ați făcut un sprint de 45 de metri la golul Petri, l-a sărbătorit în fața galeriei. M-am și speriat, zic, păi dacă antrenorul lui Rapid aleargă așa, da, păi jucătorii. E bine pregătit. Ce a fost sprintul ăla de 40 de metri? E un sprint că am făcut și la Șepsi când am castigat ultimul minut cu Palașa, ultimul match important. Ieri era un match important. Da. Il gol de 3-1 se putea pune capăt, nu la match. Și atunci m-am un pic descatușat. Și mi place să alerg un caș. Și atunci nu sunt așa distrus din punct de vedere fizic. Ai fost la doctor că am văzut că ai întindere acum. Nu. Azi m-am antrenat și eu cu băieți. Deci a fost sprintul fericirii, nu? Da, sì, sigur că da. Pentru că al doilea gol, de exemplu, cu Rachmani, că era deja importante, pentru că noi no, am trăit periculos în prima ripresa, după al doilea gol che ha dato Rachmani, nu am plecat, nu am plecat il sprint. Dal treilea, che era decisivo, mi ha plăcut că am mers acolo cu toți jucătorii. Pentru că asta însemna și no, limbajul corpului, după tutune, no? Antrenorii che cu ei și... Ne bucur pentru ei, mult. Și da, pentru noi, normale. Mulțumesc, domnul Bergodi, și vă felicităm încă o dată. Mulțumim, felicitări. Sunteți clar antrenorul momentului.